Adam Stânga este în platoul nostru și mulțumim tare mult că a acceptat invitația de a ne fi în această dimineață și în acest început de săptămână alături de noi. Bună dimineața, bine ați revenit aici la Tezaur TV. Bună dimineața și bine v-am găsit. Cum a început această săptămână? Să sperăm că foarte bine, da? Mă rog, pe final de an toată lumea își grămădesc roadele, gândurile împlinite. Se fac totalurile. Se fac totalurile, bineînțeles. Se bucură fiecare de ce a realizat parcursul anului. Iată că tot în acest final de an, pe data de 9 decembrie, s-au împlinit 2 ani de la gala festivalului concurs din Zestre Lăutărească. Da. Să răscolim puțin printre amintiri. Care e cel mai remarcabil moment care s-a întipărit în memoria dumneavoastră din cadrul acelui eveniment de amploare? Știți, eu, să fiu sincer așa, mi-am dorit festivalul acesta să fie de mai mult timp, dar tot nu reușeam. Am început noi cam din 2019 și nu reușeam, pentru că este un festival de amploare și este un festival costisitor. Dar încet, încet, treptat, am ajuns la final și am realizat acest festival, de care mă bucur foarte mult din cauza că majoritatea, dar chiar toți trompetiștii care au participat, s-au realizat. Asta a fost și scopul acestui festival, că tinerile talente să le vadă lumea, să le asculte, să se realizeze. Majoritatea după festival cântă prin orchestre profesioniste, cântă prin formații, prin anunți, prin la sărbători private, în străinătate lucrează prin orchestre simfonice aici la noi, în România majoritatea sunt angajați. Înseamnă că acest festival s-a petrecut și-o dat roade, înțelegeți? Și asta a fost scopul acestui festival, pentru a promova tinerile talente. Exact, au fost nominalizați, premiații, da, cei mai talentați, cei care iubesc cu adevărat cântecul popular, tradițional. Cât de îndrăgostiți ați văzut pe tineri de trompetă, de tot ce înseamnă? Trebuia să vedeți înainte de a evolua, cu toate că mulți dintre ei cântau mai înainte prin orchestrii. Fiecare om are emoții. Este și normal. Și vedeți că atunci când mai sunt diferite instrumente, e altceva. Dar când sunt numai trompete, adică festival, concurs de trompetă, sala plină cu muzicieni, colegi, că doar au participat, au fost două categorii de vârste, 15-25, 26-35. Și unul de la altul se ascultau, se îndrumau, au participat și din România și din Ucraina. Adică, na, mă rog, a fost bine. E generația tânără la fel de îndrăgostită ca cei din generația dumneavoastră de trompetă? Știți, merge așa cu, cum să vă spun eu, că merg cam pe generație, așa, pe trepte, merg din 4 în 4, în 5, 6 ani. Vin, de exemplu, un trompetist 2, un violonist 2, un acordeonist, adică răsar copii. Adică nu, vin mai mulți, dar care... Cumva se selectează cei mai buni din cei mai buni. Se selectează cei mai buni din cei mai buni, da. Asta e, dar la general, eu am văzut că au muncit mult, mult au muncit băieții și au ieșit bine la acest festival. Și chiar acei care nu au fost premiați au cântat foarte bine, vă spun sincer. Nu știai cum, pentru că era juriul de 7 persoane și fiecare persoană juriului dădea notele la fiecare piesă, dacă cânta. Pentru anumite criterii. Da, pentru numai decât era și atât cât și portul popular, și ținuta scenică, și interpretarea. Adică au fost foarte exigenți. Și inevitabilă întrebare. De ce nu s-a organizat și în acest an? Și nici anul trecut. Uitați-vă, haideți fiind sinceri, că nu răsar chiar în talente chiar în fiecare an, una la mână. Și să-l facem tot anul și să... Nu. Pentru că el este costisitor, înțelegeți? Și nu avem sursă de a îndeplini acest festival. Dar să sperăm că, eu știu, odată în 3 ani, odată în 4 ani o să fie suficient. Eu așa cred că. Și poate atunci și oamenii cu bun suflet, oamenii de bună credință, care iubesc folclorul, care iubesc anume trompeta, de la nord, de la sud, de la centru, nu au... Nu contează, dar să aduc aportul cât pot fiecare pentru a susține, acest festival, da, da. Deci pentru anii viitori, tinerele talente anul, să se pregătească, da, pentru că urmează un alt eveniment de amploare. Numai decât să sperăm, dar
Oricum căutăm finanțe, suntem în căutare. Așa. Domnule Adam Stânga, da. Aveți în palmares numeroase melodii înregistrate, ați cântat și muzică lăutărească. Da. Totuși, ce dă gustul într-o piesă instrumentală? Pentru că dacă ar fi să facem o comparație cu mâncarea, o condimentăm cu sare și piper. Așa. Cum stau lucrurile aici? Știți fiecare instrument și alege genul care este mai aproape de suflet. Unul alege folclor, unul alege clasică, unul alege muzică lăutărească, dar este obligat, normal, dacă, mai ales dacă este într-o orchestră, să cânte și clasică și folclor. Dar eu, fiind mai mult timp solist decât orchestrant, mi-am ales acest gen. Na, și eu știu, care trebuie să cânti ceea ce te reprezintă sau trebuie să faci ceea ce îți place sau ce poți tu face. Na, asta. Știți, venind vorba de muzica lăutărească, specialiștii spun că de vreo jumătate de secol nu mai există tradiție lăutărește. Așa să fie? Nu, n-aș putea spune că nu mai există tradiție lăutărește, dar oricum dacă luăm și același folclor, și câte leacă dispar, apar nuanțele astea contemporane, apare mai multe informații, internet. Eu știu, dar, este și plus și este și minus aici. Da. Dar totuși muzica bună, de calitate, rămâne indiferent de cât timp ar trece. Adevărat. Asta rămâne peste secoli, este nemuritoare. Da. Și dacă tot am vorbit de festivalul concurs din Zestrea Lăutărească și dacă tot am spus că pentru anii viitori tinerele talente să se pregătească, iată, să ne spuneți dumneavoastră, ce îl caracterizează pe un trompetist bun? Care ar fi acele calități? În primul rând, disciplina. În al doilea rând, munca. Și puțin talent. Puțin talent? Da. Să fie 90% muncă și 10% talent. Da, talent, da. Disciplina este primul factor care pe orice om îl organizează, îl pune să gândească. Asta e. Și dacă tot am vorbit de acest festival concurs, zic eu să mai răscolim printre amintiri, pentru că așa, mai avem un videoclip pe care vrem să-l urmărim și cu cei de acasă și am să vă invit în cele ce urmează să ne reamintim și noi de acel eveniment de amploare. Thank you.
minunat! Am retrăit împreună momente din cadrul Festivalului Concurs Internațional din Zestrea Lăutărească. Un moment de final, apropo, al evenimentului. Câte trompete au fost aduse în scenă? Au fost undeva 30 de trompete. Erau 28 de participanți, plus au fost trompetiști care au cântat în orchestră. Cum s-a simțit atunci când s-au armonizat toate trompetele într-un singur sunet? Cum a fost? Emoții foarte pozitive, chiar acum mă răscolesc emoțiile, pentru că au fost trompetiști foarte buni, ca Dumitraș Hanganu, băieții la Orchestra Simfonică, Ghenadi, Andrei de la Iurcu, de la Teatru de Operă, Victor Gurar de la Mugurel, Sergiu Cojocaru. Au fost trompetiști foarte buni, adică trompetiștii de frunte care avem în țară. Plus, în afară de aceasta, au participat concursanți foarte buni. Concurenții erau foarte buni. Îmi imaginez, pentru că și mie mi se pielea toată de găină mi se făcea când vă vedeam acolo pe toți împreună pe scenă. Un eveniment frumos și sperăm să devină o tradiție. Sperăm. Ca împreună să cunoaștem și mai multe talente. Mi-aș dori și eu să fie acest festival să trăiască. Da, asta este situația. Dar apropo, câte trompete are Adam Stânga acasă? Instrumente? Da. La moment, trei. Trei instrumente. Da. Așa. Cum credeți, dacă nu ar fi fost trompeta, ce alt instrument ar fi ajuns la inima dumneavoastră? Nu știu, mie îmi plac toate instrumentele, dar am muncit de mic copil cu acest instrument și am mers cu el pe viață, pentru că nu pot să... Cum să spun eu? Să alegi sau cumva vine dragostea asta cu timpul pentru... Cu timpul, bineînțeles că îl însușești și mergi cu el prin viață, dar când cânti la mai multe instrumente, atunci cânti la mai multe. Dumneavoastră ați încercat să cântați la mai multe? Nu, n-am încercat să cânt la mai multe. Trompeta a fost prima și ultima și dragoste. Ultima dragoste mi-e, da. Așa, o întrebare pentru dumneavoastră. Ce tonalitate ați alege să cântați în funcție de vârsta pe care o aveți? Tonalitatea nu-și alege vârsta, adică metaforic, dacă ar fi să vorbim. O tonalitate majoră. Așa, o tonalitate super majoră. Răspuns. Dar dacă ați vorbit de tonalități, fiecare piesă are, sună în tonalitatea ei, în ritmul ei, ce este, sunt noțiuni speciale pentru muzică. Dar să știți, foarte bun răspuns, apropo. Da. Da. Dacă ar fi să dați timpul înapoi, ați schimbat ceva în parcursul dumneavoastră? Eu nu vreau să-L supăr pe Dumnezeu, pentru că am avut momente și ușoare și grele, dar au fost toate interesante, toate au fost, să spun, la locul lor. De tot fel am avut emoții și pozitive și mai puțin pozitive, să nu le spun negative. Dar, de fapt, și emoțiile negative au un impact asupra vieții noastre. Adevărat. Pentru că ne fac să fim mai puternici. Mai puternici, adevărat. Și să mergem mai încrezător prin viață. Prin viață, adevărat este. Dar momente pozitive... Am avut foarte mult în viață, că dacă nu cântam la acest instrument, nu cutreieram lumea în lung și lat, nu făceam cunoștință cu multă lume, nu făceam cunoștință cu atâția prieteni frumoși care i-am în fața mea acum și multă lume. Care ar fi cel mai prețios sau cel mai memorabil concert la care ați participat dumneavoastră sau eveniment? Nu pot să dau nume la un spectacol, fiecare are locul lor și nu pot, ăsta e mai bun, ăsta e mai puțin bun sau nu știu, ăsta a avut loc în străinătate, că eu am avut și în America și în Canada și toate țările scandinavice, nu pot să le... Fiecare depinde de loc atunci, din împrejurarea, pentru ce spectacolul ăsta, cui se încine, în memoria cuiva sau eu știu, fiecare au locul lor, fiecare spectacol are denumire. Și dacă dumneavoastră ați colindat lumea în lung și în lat, spuneați că pentru viitor vă doriți ca și cei de peste hotare să ajungă trompetiști aici. Da, mi-aș fi dorit să vină trompetiști de renume, de talie mondiale, ca Arturo Sandoval, sau ca Naka Reacov, sau mulți trompetiști de talie mondială, care să iei și a noștri exemplu tânără generație, pentru că ăștia au lăsat o amprentă frumoasă în muzică, și muzica clasică, și muzica jazz, și este binevenit, că este bine când asculți, dar când vezi omul în realitate, vezi cum respiră, cum vorbește, și asta este un exemplu, atunci e în bold, că tânăra generație merge, crește. Și ce onoare ar fi pentru țara noastră? Ar fi o foarte mare onoare, dar eu știu dacă prețuiește toată lumea.
Cu siguranță. Da. Noi cu siguranță prețuim și sperăm să vedem și personalități de tale mondială aici la noi în Republica Moldova și suntem siguri că datorită unor astfel de oameni ca dumneavoastră, visele pot deveni realitate. Mulțumesc și Doamne ajută pentru toată lumea. Să vorbim puțin și despre 2023. Așa. Cum a fost pentru dumneavoastră acest an? Ați reușit să bifați toate obiectivele propuse? Știți, vreau să mulțumesc încă o dată Bunului Dumnezeu pentru că am avut, cum să spun, realizări pe plan familiar, în familie, cu copilul, cu nevasta, tot ce ne-am dorit. Da, adică nu ne-am dorit lucruri mari ceva, dar oricum s-au fost bine, suntem sănătoși. Da, ce nu ne ajunge mai cumpărăm, dar este important să avem sănătate. Știu că vă doriți foarte mult un nepoțel sau o nepoțică. Poate cine știe? Poate toată lumea își dorește, dar acum tânăra generație mai mult trăiesc. Pentru ei personal sunt un pic egoiști, da? Dar vedem. Poate 2024 vine la pachet cu multe surprize pentru familia dumneavoastră. Să sperăm. Și dacă tot ați reamintit de tânăra generație, apropo, cât de strânsă e legătura cu cei care au participat în acest concurs post-eveniment? Mai țineți legătura? Ba da, ne sunăm, ne întâlnim, cu mulți intră la mine, mai întreabă ceva, eu ce pot le arăt, discutăm, vorbim, că asta e colegial și este bine. Da, și mai ales că spuneați într-un interviu că vă doriți să lăsați generației tinere, ceea ce și dumneavoastră ați reușit să însușiți de-a lungul acestei De-a lungul timpului, da, am însușit de la mulți trompetiști, de la mulți violoniști, de la mulți instrumentiști frumos, același comportament, același, eu știu, interpretare. Așa și eu știu, dacă tânăra generație își dorește să însușească de la noi, mai în vârstă, nu de la mine personal, că sunt foarte mulți interpreți, foarte mulți instrumentiști valoroși avem în țară. Și eu știu dacă vor să preia lucrurile frumoase, asta este bine. Dar vă spun cinstit, sunt îngrijit și băieții de tânăra generație, sunt cu respect. Deci putem crede cu siguranță într-un viitor frumos și în prosperarea tradițiilor autentice moldovenești, prin generația care crește. Și dacă ar fi să vorbim puțin, dacă v-am prins aici în platoul nostru cu această ocazie, și despre nunțile noastre. Așa. Cât de complicate sunt acestea pentru un instrumentist și cât de multă satisfacție aduc atunci când ieșiți cu o interpretare solo și vedeți în ochii oamenilor câtă admirație au pentru ceea ce faceți? Știți, lumea este foarte dorită de muzică pentru că multă lume muncește și muncește greu, muncește mult. Așa este situația în țară, ba să ajunge, ba mai puțin să ajunge. Și lumea când vine la o sărbătoare se străduie să savureze tot. Și mâncărurile diferite, bucătarii sau patronii de sală se străduie să fie frumos. Partea artistică, să spunem, că este o formație care cântă, de exemplu, mai vin invitați. De diferite sunt dansatori, orchestranți, adică se petrece sărbătoarea frumos. Dar nu pot să spun eu cu o melodie solo, practic noi doar cântăm toată seara solo, știți. Dar este bine, este bine. Sunt un pic, părerea mea că sunt un pic încărcate. Dar, nunțile. Da, nunțile, sunt un pic încărcate. Da. Omul nu dovedește să savureze tot. În toate momentele. Da, să încărcate mai mult ca la spectacol. Dar asta este de dorința gospodarului care face nunta copiilor. Da. Așa. Bun, și pe final de interviu vă rugăm să veniți cu un gând bun, cu mesaje de felicitare pentru telespectatorii noștri și pentru cei care vă îndrăgesc creația. Ce pot să le spun la toată lumea frumoasă din țara noastră și din peste hotare care sunt, că avem colegi și prieteni foarte mulți? În primul rând le dorim sănătate, bucurii cât mai mult, realizări, visuri realizate, ce își doresc. Eu cred că asta e cel mai important. Cel mai important, da.
Și dacă fac sărbători, să ne invite, că noi venim cu drag. Așa e, neapărat. Noi suntem convinși că sărbătoarea dumneavoastră va fi de neuitat dacă îl aveți pe virtuosul trompetist Adam Stânga alături de dumneavoastră. Pentru 2024 aveți vreun scop măreț? Ceva ce vă doriți neapărat să se realizeze? Nu știu, încercăm dacă să primi a doua ediție a festivalului. Este un punct foarte important. Important. Atât pentru mine, cât și pentru trompetiști noștri din Basarabia. Dar ne rugăm la bunul Dumnezeu încă o dată ca să ne ajute și sănătate pentru toată lumea. Anul care vine să aducă numai bucurii, prosperitate și tot ce vă doriți.